Vă rugăm să ne explicați cum de ați trecut din grupul SD în grupul ECR. După cum știți, înainte de alegerile europarlamentare a fost o înțelegere, un protocol semnat între Partidul Social Democrat și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat pentru a mă avea pe lista PSD-ului din partea PNCCD pe o poziție eligibilă, iar PNCCD-ul să susțină candidații de pe lista PSD și să susțină de asemenea candidatul la prezidențiale, lucru care s-a întâmplat. După un an de zile de membru în grupul SND din Parlamentul European, din care face parte Partidul Social Democrat, a venit timpul să mă mut în grupul ECR, grupul European Conservator și Reformator, care promovează în fond și la urma urmei exact ideile fundamentale pe care s-a clădit și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Stat național, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, respectarea suveranității și subsidiarității statelor membre ale Uniunii Europene și, în ultimul rând, mai puțină birocrație europeană și mai multă libertate pentru statele membre. Ce le transmiteți celor care vă critică pentru alegerea asta? Îi invit să caute pe internet, să facă un search pe Google și vor vedea că în urmă cu un an de zile lucrul acesta a fost parafat, a fost o înțelegere între cele două partide. După cum ați văzut, ieșirea din grupul SD, SND și intrarea în grupul ECR s-a făcut fără scandal, fără nicio problemă, pentru că toți au cunoscut lucrul acesta. Dar la fel cum am spus public și am înțeles și cu colegii din grupul SND, din PSD, vom continua pe mai departe colaborarea, pentru că sunt o mulțime de proiecte importante pentru România care vor trebui susținute în Parlamentul European și, avându-mă pe mine acum în grupul ECR, România are de fapt reprezentanți în 4 grupuri europarlamentare și nu în 3. E un avantaj, pentru că fiind prezent acolo pot aduce un plus valoare pentru toate proiectele importante pentru România, iar colaborarea cu colegii va continua. Cum vi se pare că acționează grupul PNL-ului în Europarlament? Grupul PNL, sau partidul, aș spune, Partidul Național Liberal, și-a pierdut și partea națională și partea liberală. Cu privire la partea națională, este un partid care a susținut, din păcate, la nivelul Uniunii Europene și vedem și din partea guvernului Orban, o serie de reglementări și de acțiuni care sunt totale interesului României și subminează suveranitatea națională. În privința părții, așa zis, liberale din partid, aceasta nu mai există. Am văzut în ultimele 2 luni și jumătate, de când există această pandemie generată de coronavirusul, că toate promovările și prevederile și recomandările și inițiativele legislative pe care PNL-ul le-a susținut au încălcat drepturile și libertățile fundamentale, Constituția, democrația, statul de drept. Prin urmare, avem un partid care a fost total golit de elementul național și de elementul liberal. Ceea ce face ca PNCCD în momentul de față să rămână singurul partid național ce are în titlu această terminologie și continuă să lupte pe mai departe din poziția de membru în grupul ECR în Parlamentul European pentru respectarea suveranității naționale și a identității naționale a fiecărui stat membru al Uniunii Europene.